Cât ține de colectarea de semnături pentru organizarea și desfășurarea unui referendum? Eu vă spun în cunoștință de cauză pentru că personal am condus staful privind colectarea semnăturilor pentru organizarea unui referendum și pot să vă spun că ceea ce declară liderii platformei DA, în special Andrei Năstase și cei care îl înconjoară, sunt niște minciuni și dânșii nu fac altceva decât să ducă lumea în eroare. Eu cred că dânșii intenționat fac acest lucru pentru a-și continua campania sa de PR politic, pentru că vă aduceți aminte, dânșii au venit cu această platformă DA aducând anumite promisiunii oamenilor că nu se vor implica în politică, ci dimpotrivă vor încerca să consolideze oamenii pe o platformă civică, ulterior să poată să consolideze și partidele extraparlamentare pentru a pune capăt fără de legilor care sunt în țară. Iată că nu a fost să fie și în ultima perioadă Andrei Năstase și cei care îl înconjoară s-au desconspirat și atunci când au decis să formeze un partid politic, mai mult decât atât, acest partid politic preluând chiar și denumirea platformei Dreptate și Adevăr. Deci atunci oamenii au înțeles de fapt că tot scopul, toată sarcina care au avut liderii platformei, da, a fost doar ca să folosească, să utilizeze deci cetățenii țării pentru a-și crea propria imagine politică și a-și crea partidul. Acum, când dânșii au făcut acest pas și au văzut că oamenii au început să nu mai aibă încredere în ei, au trecut la o nouă șmecherie, precum că adună semnături pentru desfășurarea unui referendum, acum încearcă să spună că nu le ajung deci liste de subscripție, vreau să vă zic că deci au de câteva ori mai multe liste decât ar avea nevoie. Da, cu siguranță eu nu apăr Comisia Electorală Centrală, ba dimpotrivă, am declarat de mai multe ori că deci sunt adeptul celor care consideră că actuala componență a Comisiei Electorale Centrale trebuie demisă în corpore. Mai mult decât atât, avem și o altă viziune cum ar trebui să fie constituită și să funcționeze Comisia Electorală Centrală, dar în cazul de față vreau să zic că sunt doar niște speculații ale liderilor platformei, da, precum că nu le ajung liste de subscripție pentru colectarea semnăturilor, pentru că dânșii de fapt nici nu și-au propus să colecteze semnăturile pentru desfășurarea unui referendum, ci a fost doar un pas pentru PR politic. Acum dânșii înțeleg că nu vor colecta aceste semnături, înțeleg că nu vor face nimic mai departe pe această direcție și acum caută posibilitatea de a ieși basma curată din această activitate.